Salutări, salutări, prieteni! O nouă zi, un nou măcel în cadrul Company of Heroes. Warbringer aici pentru voi. Va duce un nou match între Wehrmacht și United States Army. De această dată îl avem pe Barton PL de partea nemților, iar de partea americanilor îl avem pe Fireball. Amândoi sunt niște jucători excelenți. Barton PL este... sau era înainte de patch-ul 2.602, era liderul pentru germani pe leaderboards, vreau să spun. Despre Fireball mă gândesc, este tot pe acolo și înainte să înceapă ostilitățile pe această hartă, vreau să-i urez bun venit lui Obiț în cadrul echipei redacționale pentru Vidcast Network România. Și cu ocazia asta mă fac un anunț pentru toți cei care sunteți doritori să vă alăturați nouă. Avem nevoie de oameni pentru Company of Heroes, avem nevoie de redactori, avem nevoie de administrator pentru forum și de ce nu chiar și de casteri. Da, cam atât momentan, dacă mai mi-aduc aminte ceva pe parcurs, vă mai transmit. Să trecem la meci. Vedem primul squad de Volks din partea lui Barton, iar din partea lui Fireball avem acești engineers care vor cuceri punctul strategic de aici și riflemenii care vor cuceri acest punct de benzină. Vreau să vă spun că dacă începeți să jucați Wehrmacht și veți fi spawned în această poziție, o strategie foarte bună este să vă construiți Wehrmacht Quarters-ul aici și să porniți pe această parte a hărții, pe acest flanc drept, pentru că dacă începeți să jucați și să începeți să cuceriți teritoriul aici, la această muniție de 16, dacă nu mă înșel, da, va fi foarte, foarte greu să o țineți, pentru că un jucător american care știe ce face va intra în această casă și va începe să vă împingă încet, dar sigur, tot mai în spate, iar în urma acestui push veți ajunge să aveți doar această muniție și cam atât. Să ne întoarcem la meci, vedem primul angajament din această bătălie. Volk și deschid focul din această casă împotriva riflemenilor. Pioneer și sunt împinși de engineer și lui Fireball și primul MG este pe planșă. Va deschide focul asupra acestor riflemen, iar singura soluție pentru Fireball este să se retragă, lucru care și face. Din nou am ales un replay pentru voi care a avut niște review-uri foarte, foarte bune pe gamereplays.org. Vă invit să vizitați acel site pentru replays, o să încercăm să vă aducem și noi niște replays. Apropo, vedeți că mi-am adus aminte, dacă jucați Company of Heroes și aveți replay-uri care sunt nu neapărat epice sau extraordinare, însă sunt entertaining, au valoare pentru cine se va uita la ele, vă rugăm să ni le trimiteți. O să postez adresa de mail unde puteți să faceți acest lucru. Între timp, niște volși care încearcă să apere acest punct strategic, să vedem dacă vor reuși să facă, nu? Pentru că Fireball își mai aduce și un squad de engineers în acest mix și îmi place foarte mult cum joacă Barton. Știe că nu are cum să câștige acel angajament și imediat se retrage, nu vrea să piardă manpower, preferă să-l investească în unități. Vedem și un plasament foarte frumos de sârmă ghimpată aici pentru Barton, nulificând avantajul pe care această căpiță îl oferă dacă Fireball încearcă să atace din această parte. Și nicio șansă pentru acești riflemen, mai ales și cu acest MG care deschide focul. Însă Fireball încearcă să facă ce poate, vedeți că a decapat punctul strategic care leagă toată această parte. Și deocamdată este un match clasic pe Langre, în care americanul încearcă să acapereze mijlocul hărții, însă Barton știe ce să facă, mă scuzați. Niște flame engineers aici încercând să distrugă această trupă de Volk și face destule stricăciuni Fireball.
un match care se prefigurează să fie foarte, foarte, cum să vă spun, entertaining și în același timp greu de urmărit, cel puțin pentru mine. Trebuie să fiu atent la toate angajamentele de pe hartă, așa că dacă o să pierd câteva, vă rog să mă scuzați. Apropo, ce frumos plasament al mine și acești Rifles sunt obligați să se întoarcă acasă. Cum spuneam, vă încurajez să mă criticați, însă să o faceți în mod constructiv, nu, să nu fiți niște troli. Și pe baza criticilor voastre voi lua în considerare ceea ce este relevant de acolo și voi încerca să mă îmbunătățesc pe parcursul meciurilor de Company of Heroes pe care le voi casta pentru voi. În continuare vedem acest squad de vol și decapează punctul strategic de lângă Victory Points. Apropo, avem 500 de puncte pentru Barton, 463 pentru jucătorul american, respectiv Fireball. Niște Rifles încearcă să împingă acești Pioneers și îmi place că Barton a repus acele mine care au cauzat damage-ul pentru Rifleman și a obligat să plece acasă. Să vedem dacă și acești Engineers vor păți la fel. MG-ul foarte bine reușește să nulifice încercarea Rifleman-ului de a cuceri punctul de benzină, totuși acesta rămâne necucerit și asta înseamnă un income mai mic pentru jucătorul german. MG-ul s-a repoziționat, însă Rifleman i-au sărit în casă. Oricum, această casă este din lemn și damage-ul va fi destul de consistent, spre diferență de această casă care este din piatră, cărămidă, spuneți-i cum vreți, și damage-ul va fi mult, mult mai mic. O nouă mină care obligă un squad de rifle să se retragă acasă și Fireball începe să facă ceea ce ar trebui să facă fiecare american, să facă hares, să nu lase teritorii germanului. Și un flank foarte frumos din partea lui Barton încearcă să scape de acești Rifleman și Fireball într-un final hotărăște să-i retragă, este cea mai înțeleaptă decizie. Riflemanii aceștia probabil vor decapa punctul de muniție, după care se vor retrage pentru că nu prea au ce să mai stea pe aici, mai ales cu acel MG. Însă Fireball se hotărăște să fie enervant și ține în continuare. Probabil că și va ascunde aici și la momentul oportun va flanca acest MG. Pe partea stângă a hărții, un pic de decap din partea unor engineers care nu sunt contestați de absolut nimeni și de ce să nu faci dacă vezi că nimeni nu vine să te împingă înapoi, rămâi și cucerești. Toată acțiunea se duce pe flancul drept al hărții și vedem cum acești riflemen au rămas ascunși și vor încerca să-l prindă pe Barton pe picior greșit și să omoare acești volci. Nu știu dacă domnul Fireball a primit upgrade-ul de grenade sau nu. Dacă l-are, atunci va putea să cauzeze ceva damage. Și este foarte, foarte sneaky Fireball. Cu acel squad de Rifleman care l-a ținut ascuns în această zonă, a reușit să revină și să decapeze din nou punctul de benzină. O chestie foarte, foarte enervantă dacă joci Wehrmacht. Pentru că, pe lângă faptul că ai puțin teritoriu, mai trebuie să te lupți și cu acel rest constant din partea americanului. Foarte frumos plasament al acestui MG și sârma ghimpată a început să se extindă. Însă, pentru moment, Barton nu prea are un income de benzină. Vedem constant jucătorul american decapând acele puncte. Iar acești engineers au luat o mină, dar își vor putea duce misiunea la bun sfârșit. Și vedem rifle, da, și avem și grenada, foarte, foarte frumos a reușit să o evite. Barton a ieșit din casă la momentul oportun. Acești flame engineers, pioneers, pardon, vor reuși să împingă pe rifleman înapoi. Și Barton reușește să stabilizeze un pic pacea, sau să zic, siguranța teritoriilor lui. Niște riflemen care mai mult ca sigur vor arunca acea grenadă care este foarte, foarte distructivă în acest space. Să vedem dacă va reușește să distrugă un squad din un membru al squadului de MG. Și vedem un pack și un transportor blindat, un half-track, așa cum vedeți că este și denumirea sa. Sper că n-aveți pretenții să vă citesc SDKFZ251 half-track pentru că nu o voi face.
Mai mult ca sigur acum o să-mi scrieți, dar citește-ne, domnule, toată denumirea, de ce ți este greu. Și o să încerc să fac dacă insistați foarte, foarte mult. Însă mai bine ar fi să vă fac un documentar despre vehiculele din cadrul celui de-al doilea război mondial, atât de partea germană cât și de partea aliată. Cred că ar fi mult mai interesant. Aștept sugestii. Acest half-track va fi folosit pentru un reinforcement foarte, foarte bun al trupelor, asta însemnând că Barton poate să rămână mult mai mult pe câmpul de luptă și totodată să-și păstreze siguranța teritoriilor. Ideea când joci cu facțiuni americane este să-ți împingi inamicul, să-l scoți de pe hartă și încet, încet să câștigi prin acest hărez continuu. Însă Barton știe ce face, nu vrea să piardă acele teritorii și uitați, faceți și dumneavoastră o comparație între teritoriile americane și teritoriile germane. Între timp avem un squad de rifles introdus în această, îi spune în vilă, vedem deja veteran C1 pe trupele de infanterie. Și acest half-track îmi place de Barton că îl duce în fața liniilor germane pentru că acolo este cel mai mult nevoie de el. Și vedem prima salvă de artilerie, știm doctrina lui Fireball, să vedem ce damage va face cu el. Aoleo, squadul de MG42 este pur și simplu decimat. Oh, și pack-ul este descoperit de către Fireball, sigur nu va pleca de aici până când nu va reuși să-l distrugă. Vedem că doar niște Pioneers îi asigură securitatea, dacă putem spune asta, și o grenadă plasată la momentul oportun. Echipajul de pe pack este omorât și acești rifles vor trebui să se întoarcă acasă în curând. Cu acești Volks, Barton își va repopula echipajul de PAC și vedem aceste plasamente de mine foarte, foarte bune din partea lui Barton, în continuu provoacă damage și încă de-abia acum vedem un triage center din partea lui Fireball, îi va permite să-și reinforceze, să-și readucă la full health unitățile și ca în primul caz de Company of Heroes făcut, vedem că germanul și-a pierdut un MG42, iar chestia asta nu vrei să ți se întâmple niciodată. De obicei îți este și rușine că ai pierdut acești MG42. Și avem primul M8 din partea lui Fireball, un M8 care mai mult ca sigur va avâna acest half-track. Însă să nu uităm că există acest pack, nu este încă manned, dar mai mult ca sigur că Barton se va ocupa de acest aspect. Din păcate nu avem mine în această zonă să baituim M8-ul, să îi facem un retard trap lui Fireball. Cam asta este în momentul în care vezi că sunt niște trupe low health și nu se retrag și tot atrag, aia înseamnă că în curând vei mușca o mină sau sunt niște stormtroopers prin apropiere, dar sunt curios cât va rezista acest M8 pe teren și cât damage va putea să facă. Dacă jucați Wehrmacht, știți că sunt momente în care M8-ul este foarte, foarte nervant și după cum spuneam, Barton își readuce 3 volși ca să formeze un echipaj pentru acest antitank, pentru PAC. Pe flancul stâng vedem un squad de rifleman, mai mult ca sigur vor încerca să flancheze din această parte sau pur și simplu să decapeze acest punct și să se retragă. Avem acest M8 care va asigura securitatea trupelor de aici, însă dacă pack-ul este în poziție, este cam departe. Și avem un sniper pe câmpul de bătălie, să vedem cât damage va putea să facă cu el Barton. Un prim shot care ratează, destul de enervant, și 3 squaduri de volși care mai mult ca sigur vor împinge acest squad de riflemen acasă, dar nu înainte ca aceștia să reușească să decapeze punctul strategic, din nou lăsându-l pe Barton fără acest incam de benzină. În continuare, victory points-urile sunt în favoarea jucătorului german, să vedem cât va mai putea să reziste. Acest half-track va împinge rifleman și va da bot-în-bot cu M8-ul. Și într-un final, Barton reușește să aibă timp să placeze acel pack într-o poziție cât mai bună pentru a distruge această unitate
deocamdată nimic altceva. Să vedem dacă va reuși. Dar fiind camuflat, pacul ia foarte, foarte mult timp să se întoarcă. Poziționeze în direcția care trebuie. O lovitură foarte bună și o salvă de artilerie din partea unui howitzer. Nu, niciodată nu vrei să auzi acel sunet. În primul match de Company of Heroes, că a stat aici, ați văzut ce a făcut El Nubo Grande cu aceste howitzer-uri și off-map artillery. Sunt curios ce doctrină va alege domnul Barton. Să vedem dacă... Da, merge Blitz. Și o să aibă multe salve de artilerie. Nu prea are cu ce să distrugă acel howitzer. Ar însemna să intre până aici în bază și să tragă cu un ștuh sau să-și ducă Tiger-ul. Dar până când va reuși să-și aducă Tiger-ul, mai e ceva. Și vedem un flank foarte frumos care îl obligă pe Barton să scoate MG-ul din această clădire. Două squaduri de rifleman încercând, cred că cu disperare, să prindă acel sniper care încet încet își va face treaba și îl va secătui de ceva manpower pe fireball. Din această parte mai avem MG-ul și încă un squad de rifle și să vedem dacă se va hotărâ să intre și cu acel M8. Pentru că echipaj de pack... Ba, mai există un pack aici, îmi cer scuze. Dar cu acești tuc pe teren, cum am văzut și în meciul de ieri, Barton va reuși nu neapărat să înainteze pentru a captura noi teritorii, dar să reziste în a-și asigura teritoriile, să-și apere teritoriile pe care le are. Vedem o nouă salvă de artilerie foarte, foarte bine plasată. Acel echipaj de PAC este distrus instantaneu. Să vedem dacă va pica și AT-ul. M8-ul își face și el treaba și îmi place cum Fireball reușește să-l țină încă în viață. Vedeți că nu intră cu el în teritoriul inamic pentru că știe că este un pack. Sau mă rog, știa că este un pack. Momentan nu mai există așa ceva, dar cum să spun, AT-ul acesta este într-o stare deplorabilă ca și health. Trebuie reparat de niște pioneers dacă Barton mai dorește să lupte cu el. Vedem și niște mine puse din partea lui Fireball, probabil că se vor dovedi a fi mai mult decât utile în late game. Și într-un final, Barton reușește să scape de acest crew de MG42 care, culmea, este de partea aliată de această dată. Și vedem cum ștuhul este o unitate extraordinar de bună împotriva acestor riflemen. Un MG îi asigură protecția acestui ștuh, fiind sigur că nu va avea de-a face cu riflemen care îi vor da sticky bombs. Aoleu, și încă o salvă de artilerie care distruge instantaneu acel pack. Foarte, foarte, o situație destul de ciudată pentru jucătorul german. Dacă acest M8 va putea să intre și să își înceapă acel micro în jurul ștuhului, va reuși să-l distrugă, însă mai avem un pack din partea lui Barton și vedem și mina, acel M8 Mines. Însă Barton foarte, foarte atent reușește să le evite și vedem... Aoleu, cum să ratezi așa de acolo? Câteodată îți vine să nebunești. Asta e, trebuie să continui să lupți, nu ai ce să faci. Și ați văzut, nu știu dacă ați fost atenți, Barton a văzut acele M8 Mines, imediat a făcut target ground cu acest ștuh și a reușit să scape de ele și neamțul începe încet încet să revină. Mă gândesc că va cuceri acest punct de victorie și acest punct strategic, o soluție foarte bună, însă mi-ar place să văd și aceste puncte, acest punct de benzină și acest punct de muniție care este un punct de 10 și... Când joci Blitz, dacă știi că vei putea să-ți ții muniție, e bine să mergi pe cealaltă parte a doctrinei, unde primești contra unei sume de 200 muniție, vei primi 1000 manpower, dacă nu mă înșel. Și acești Volks primesc VET 2 deja. Riflemenii sunt deja VET 1, avem două squaduri de VET 1 și mai mult ca sigur vom vedea și V2 pe ei, pentru că la ce lupte s-au dat până acum... Ce
salve de artilerie reușește să facă domnul Fireball. Este foarte, foarte greu când joci Fermax să reziști psihic acestor